Salutam și eu am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu pisica și cu Mihai. Bună! What the fuck? A venit pensia! A venit pensia, bă! Suntem aici într-o zonă, bă, o zonă în care nu am mai fost, cel puțin eu personal. Văd că e o plantație aici ceva. Da, da. Mea. Eu mi-am luat o mașină de poliție. Se ocupă oamenii cu vinurile aici, e bun. Pur și simplu am împrumutat mașina de poliție, bănuiesc că nu o să se supere sau ceva. Dar bineînțeles că nu ai voie, toată lumea are voie să ia câte o mașină de poliție. Bă, din când în când eu zic că mai merge așa, să-ți mai iei câte o mașină de poliție, frumos. Bă, așteptați, bă, și pisica, bă, ce facem aici? Păi ce face pisica, de ce nu vine? Ce face pisica? Păi pisica a stat, s-a urcat în mașină și a admirat mașina. Bă, voi vedeți că, aoleu, e un elicopter acolo. Sunt două, una la terapie. Sunt doi oameni înăuntru. Wow. Bă, licărește ceva aici, bă, ești nebun la cap, bă, trage noi. Fuck. Bine. A tras noi. A vrut. Mai vine unul. Bă, n-am agheuri. Am eu, dar poți să-ți cumperi. Unde e? E deasupra noastră. Deasupra mea. Vezi că ăla e un buzzard. What the fuck. Și nu uitați, dacă vă place seria, să apăsați butonul de like și vom continua cu câte un episod în fiecare seară. Bă, ăla s-a aruncat. Voi vedeți, oameni buni, că licărea aici, așa cum a... licărești. Ce a fost asta? What the fuck? A căzut elicopterul, hai să mergem. Stai. Pardon. Hai băieți. Băi, ăștia s-a aici, să știți. Oh, ăștia s-a... Uzi, gata, repede. Bum, 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 bum. Au vrut să tragă noi, hai pe ei. Hai pe ei, băieți. Băieții răi. Agheu. Avea agheu în mână. Și? Vrea nu să tragă noi. Păcat că nu mai. Uite, mai e unul aici, aveți grijă. O să tragă cu agheu la un moment dat. E sus acolo. Bă, aici e și livadă. Iată că trage. Bă, hai să mergem. Deci, gata? Da, hai să mergem repede. Dă-i drum. Ia, mergi pe stradă. Partea cealaltă. Hai. Poliția în acțiune. Trage. Repede. Băiți, repede. Bă, ce tare ar fi să... Am în casă. Nu. Ce tare ar fi să poți să stunezi mașina de poliție să bagi neoane. Nu știu, asta ar fi visul meu. Zăză seama. Frate, dar neoanele de pe dedesubt se facă la fel ca luminile de sus. Roșu și albastru. Să și licure. Da. În același stil. Bă, ar fi genial. Ar fi. Dar de ce n-au, mă, mașini de poliție neoane pe jos? Ce uite pe pisica cum s-a dus, mamă. Păi poliția. Ai văzut-o? Ai când a sărit. Ce fai, mă, Max? Mă bat cu... Ăștia. Agățat gagici, nu? De... De agățat gagici? Păi da, pe bune, ca fată, nu știu, impresionată de o mașină tunată? Bă, nu știu, nu-s fată, deci nu știu. Hai să mergem. Îmi plac mașinile tunate, deci... Bă... Îmi pare rău pentru voi. Uite, mă, pana mea de poliție. Hai să mergem. Bă, sunteți cu mine, așa că pe ăștia nu o să se ia de voi. Da, pentru că tu ești poliția. Sunt poliția. Să vină poliția, că m-ați poliția. Da. Frate, zic, bă, nu mai aveți de ce să veniți, pentru că eu sunt aici pe caz. Mă ocup de acești criminali periculoși. Și nu-i nicio treabă, nu-i nicio problemă. Ia fii atent la fața asta. Vreau să-l împing în apă, da? Da, mi-am dat seama. Dacă aveam insurgentul, știi cum se ducea? Aulu. Opa. Hai să-mi verific și obiesul, ok, tot în regulă. Ia uite, mă, ce trage tractoristul în mine, ia la revedere, domnule. Da, bă, ăștia cu tractoarele au arme. Da. Până la capăt. Bă, ce tâmbălău e aici, bă. Hai repede de acolo. Ia uite-l și pe ăsta cu foot-o. Da, mașina pisica merge un pic mai greu decât ale noastre, dar... Adică ce vrei să spui? Păi e de aia de drift, de chestii. Nu, e tunată, am văzut că e tunată la maxim chiar. Tunată la maxim, adică da, așa e. Problema e alta. Da, țevile alea, what the fuck. E interesantă ideea, n-am ce zic. Ups! Oh, no. S-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat? Pisica cu sticky bomb. S-a întâmplat ceva pisica cu sticky bomb. Deja știu ce s-a întâmplat. Da. Asta e Max? Ia fii atent la faza asta. Săraci. Nu pot să dau în spate că e pe ăsta. Hai să mergem. Da. Ne apropiem de iactul tău. Pe bune? Da, e pe dreapta mai în față. Și al meu totodată. Sunt puse bine pentru... Băi, aș face misiune, o... Da... Misiune, dar n-ai cu cine momentan, nu cred. Da, sunt decât 10. Ar merge să facem, știi ce? O altfel de misiune, dar trebuie să scăpăm de poliție mai întâi. Sunăm pe domnule... Nu, nu sunați. Poliția.
Bribe-tori într-un minut. Trebuie să mai stăm un minut, că n-am cum să dau altfel. Sau să sunați fiecare la lesturi, eventual. Păi, da, dar eu nu sunt în organizația ta, măi, Max, măi. Nu? Nu. Secret serve, hire bodyguards, offer to friends. Imediat stai să sun și eu la poliție. Și cu ce mi-aduce aminte mașina lui Mihai? Era Fast and Furious Tokyo Drift. Mașina aia roșie, Evo ăla roșu. Da. Nu? Da, parcă seamănă, nu știu, care ați văzut filmul. Măi, eu nu știu, frate. L-ai văzut și tu cum l-am văzut? Dar l-am văzut, bineînțeles, dar cine se uită? Mihai, trebuie să accepti invitația. Da, încă ești urmări de poliție și nu știu dacă accept, dacă mă bagă și pe mine urmări de poliție. Păi dacă te bagă, eu dau bribe authority, oricum. Pe mine nu mă urmărește poliția deloc, ai ideea. Tăi, că nu contează. Vezi? În 20 de secunde dau bribe authority și scăpăm toți, dacă cumva se întâmplă să urmărești. Băi, eu nu mai am poliția după mine, deci nu-ți mai cheltui banii. Păi eu o să trebuiască, că am 3 stele. Păi și pleacă de aici, că dă poliția în mine și iară mă ia. A acceptat și Mihai? Nu știu. S-a dat stele? Da, oricum pe mine nu mă măște poliția, doar pe tine. Ah, ok, păi atunci dau la Lester, că e mai ieftin. Nu mai e mai ieftin. E la ofertă. Păi da, Lester, dai 600 la bribe, dai 18.000. 400. Păi remove wanted level. Tocmai am călcat câțiva oameni pe plajă, dar remove wanted level totul e în regulă. Ah, GTA logic. Ia uite, săraci, sunt călcați pe ce n-au nicio treabă. Bă, hai să ne parcăm aici mai întâi. Cum a ajuns ăla de sus de la mine? Și ce facem, băieți? Și acum mergem așa. Secure serve, vedem. VIP work. Hostile takeover. Aș vrea să fac ăla să-mi dea, să furăm tankul, dar nu știu cât ți-l dă. Retrieve a package, nu. Steal one or more vehicle from police depot. Hide in an area of the map and survive until... Asta nu l-am făcut, mă, cu să ne ascundem într-o zonă a hărții și să supraviețuim. A, nu, nu am făcut. Bă, vine unul, vine unul. Sniper. Nu trage. Secure serve. E doar curios. VIP work. Executive search. Așa. Hai că am dat. Da. Dar trebuie să mergem la locație. Trebuie să-și facă poză, omul, mă. Ia uite-l, mă. Ok, mă, lasă să-și facă poze. Hai să mergem. Să mergem în zona aia. Voi o vedeți? A, e aici, mă, lângă noi. Fac drifturi pe lângă el, ești nebun. Hai, pisica, vină cu aici. Uiulu, bă, am văzut niște chestii mișto. Niște videouri de-astea, alunec, frate, pe ăsta. Niște videouri de-astea mișto. Cu doi care se căsătoresc, știi? Și bănuiesc că tipul ăla, care se căsătorea, era fan de ăsta, drifturi și chestii. Și se sărutau ei în mijloc și era o mașină de drift care făcea așa cercul pe lângă ei. Oh my god, cât de drăguț e. Până-i calcă. Nu-i calcă, mă. Stai să așteptăm și pe pisica. Da, stai că pisica aluneca pe nisipul ăla și până s-a... Uulu, stai că nu, trebuie să schimb mașina, că mergi foarte greu cu aia. Păi și ce facem, măi? Păi sunt curios dacă... La bloc, sau distrug mașina? Nu, lasă pe aia. Sunt curios dacă poți să ridici cu în mașina asta să iei o fata nopții. Nu merge în mașina. Mașina e poliție, da. Urgent, nu te lasă. Ar fi prea de tot, știi, adică... O posibilitate dacă oprești... Trebuie să te protejezi, bă, Max. Știi ce trebuie să facem acum? Trebuie să supraviețuim. Your life is in danger, please lie low and let the bodyguards in your protection detail do their work. Deci, practic, o să trebuiască să ne ascundem pe aici. Tot serverul va fi alertat să vină aici. Hai și ce? Să ne omoare. Hai că pe mine. Hai să găsim o... Da, că zice că trebuie să te protejezi. Eu uite-o pe asta. Ce? Unde? Să crăcânează asta, ia! Max, a călcat-o, a călcat. Aici zici? Da. Și dacă vine din... Eme, tu, te mai crăcănezi mult? Da, bă, să crăcănai acolo, tu. Ce doar dacă vine din aia? Aia, băieții nopții, frate. De ce n-avem băieții nopții? Băieții nopții nu sunt. Discriminare, da. Discriminare. Aici stăm? A, e o idee bună. Avem 9 minute, știi, să ne ascundem. Avem spatele acoperit pe aici. Da, uite, în față. Poate să vină pe scările astea să sară pe aici. Slabe șanse. Nu sunt slabe șanse, sunt niște scări aici, nu știu cum să zic, adică instant poate să vină pe stradă. Păi de-aia sunteți voi acolo. Bă, plajă, Max, trece aici, mamă, că vin ăștia, mă, eu trebuie să te protejez. Nu pot să sar mai sus, bă, nu știu, uitați-vă pe hartă. Asta e arma? Da. Bă, momentan nu vine nimeni. O să m-aș aștepta să vină aia cu elicopterul care ne-au venit la începutul. Știi? Le zice oricum pe hartă dacă cumva e să... Și mai poate să vină din direcția asta, uite, de aici.
Nu se poate să sare de pe plajă direct. Sunt multe zone în care poate să intre aici, să știi. Da, mă știu. Bravo. Dar tu de ce erai acolo? Da, m-am împiedicat de tine, da. Băieții ăștia nu... Vă aud o mașină. A, uite unde pot să mă urc. Unde? Aici stau. Spider-Man. Ce catenc. Pe unde te-ai urcat? Pe aici. Lol. Mă, poate să mai vină și pe aici și pe jos. Te mor pe partea asta. Da, de vreo că Spider-Man. Mă mir că poți să te urci chiar așa. Spider-Man. Mai rar găsești clădiri care poți să te urci așa pe ele. Așa. Stai să văd. Uite, și mai poți acolo pe clădirea aia din față. În... Poți să te urci pe scările alea, uite, oare? Uite pe aia de acolo, uite asta. Sunt uite niște trag eu. Sunt niște scări acolo, vedeți? Da, da, dar pe nu, n-ai jos. N-ai scara de jos, dar să ne gândim la o metodă. Uite, aici e o scară, fiți atenți. E o scară și te duce exact pe bloc. Uite unde e pisica acum. Uite unde e pisica. Unde e pisica? Bă, uitați-vă pe hartă, poate vine cineva. Uite, frate, pe hartă. Bă, vine unul, mi-arată că vine unul cu alt, dar nu știu dacă vine neapărat la noi sau pur și simplu merge și cu mașina. Vine la noi. Cred că ăsta e tipul ăla care vrea să facă o poză cu noi. Nu contează, noi trebuie să apărăm acum. Nu știu. Bă, vine, a intrat. Știu. Grijă mare. Grijă mare, vine pe aici. Faza că el nu vede exact unde sunt. Doamne, notificările enervante. Mi-a dat tot timpul să-l dau pe silențios. Da, și eu mai uit. Și eu uit. Și când mi s-a întâmplat să și sune în timp ce filmam și eram like... Vedeți că stă aici, uite. Eu când a trecut. Oh, vine încoace, vine încoace. Vine încoace. Unde-i, mă? Dă-i agheu, dă-i agheu, dă-i agheu. Nu trage. Cum? Dar trebuie să apărăm zona. Trebuie să mă protejezi. Știu. Păi oricine vine aici, trebuie să l omorăm. Tipul ăla care era pe plajă. Zic că eu de obicei când... Nu poți să riști, frate, că vine și îți dă un sifor. Când nu... pămut telefonul, frate, atunci îl pierd, să-mi ba piciorul și unei. Ai văzut, când eram pe plajă nu i-am zis nimic, doar că n-am nimic cu el. Dar când suntem în misiune, trebuie să facem misiune. Lasă-mă să ne luăm de ei, mă, lasă-mă că să ne luăm. Ăsta-i tot aici, că e în zona noastră, în area noastră. Aș coborâ să mă urc unde-i pisica, știi? Dar hai, că... nu prea e vizibilitate bună de aici, adică eu nu puteam... Nici nu e vorba, e vorba să-l așteptăm pe el să vină la noi, știi? Era el undeva pe aici, pe col, și n-aveam cum să trag cu arma. Acoperiți-mă că mă duc să mă urc. Știi că poți să spargi farurile de la stop? One by one? Cum adică farurile de la stop? Da, lumine. Gen, acum nu mai merge decât galben. Că am spart eu galben și roșu. Roșu și verde, pardon. Și eram curios dacă reacționează AI-ul, știi? Adică dacă se prinde. Ai vizibilitate destul de bună de aici, pe stradă, nu în altă parte. Mort. Săracu. Mort. Știi ce? Nu vine nimeni să se ia de noi. Cred că mai vine unul. Mă mir că i-a venit la început, știi? Bă, mai vine unul, mai vin, cred că mai vin doi. Vedeți că s-ar putea să dea cu sniperul din partea cealaltă, aveți grijă. Avem, cum să nu avem? Tu stai mai cu capul la cutie, că noi trebuie să te protejăm după aia. A, uite că îi văd deja cum vin. Se apropie, vedeți? Da, poți să urci pe vreo casă ceva, vreun acoperiș ca să ne sniperească. Ăla vrea să sniperească din partea aia, deci aveți grijă. Bă, bine că eu sunt aici jos între case și uite, îl vezi cum stă acolo? N-ar avea de ce să stea acolo dacă nu vrea să facă chestii. Uite, se întoarce și pleacă. Mă gândesc că se duc uite unul cu mașina. E unul exact lângă noi. Și mai e unul care se duce pe stradă și cred că înconjoară să vină aici. Grijă mare oricum, o să stau pe jos, așa. Și mă uit pe stradă. 4 minute să supraviețuim să facem misiunea. Dar... Vine unul pe stradă, pe partea cealaltă. Vine, mai vine unul, mai vine unul. Rază. Cred că ăsta o să vină pe aici, cred. Uite-l. Dogs ăsta, ia uite-l. Da, se urcă pe... Se urcă pe casă? Da, e aici unde sunt eu. Fac. Dar... Capul jos, că dacă are sniper să te morți. Nu știu pe... Uite-l. O vezi? Da. Nu știu dacă... Uite-l. Se mișcă și nu prea pot să-i dau cu sniperul. S-a dus după... Ce punct de reper? Uite, se urcă... e o chestie cu tatu acolo. Și mai văd unul într-o... S-a schimbat, și-a schimbat poziția. Al văd că trage, ai grijă. L-a luat. Bun, dar nu l-am văzut pe pisica până acum. L-a luat pe Mihai. Da, m-am văzut. Bă, nu, că trage încoace, eu stau jos.
Că eu trebuie să supraviețuiesc. Oh, că e degeaba, trage. O să-ți trag în cap, da. Păi vreau să zic, tu te-ai pus în cover, dar practic tot capul tău era afară. Da. Lasă-mă, lasă-mă, băieți, mă, că situația este super. Tu nu trebuie să mor, mi se pare. Eu nu trebuie să mor, voi trebuie să veniți să mă apărați. Și să te protejezi pe tine, că... Că altfel e degeaba asta și ne omoară pe noi. Vezi că e undeva... L-am văzut înainte să mor. Mă gândesc că dacă schimbă poziția o să mă vadă. Stai acolo, rămâi acolo, cap la cutie. Schimbă poziția, se duce pe laterală, dacă se învârte încoace. Și unde am urcat. O să mă vadă. E spre plajă. A, pe aici e. În principiu el n-ar trebui să mă vadă de unde stau eu acum. Stai acolo, stai acolo. Dacă o trebuie să vină spre noi, sfârșit. Că după aia mi-a din bani. Dacă ne aruncă cu grenada aici, suntem morți. Păi n-are de unde să știi. Cam greu să nimerești cu grenada. Vezi că e laterala ta. Îl văd. Așa. De pisici ești, om. Îl văd pe hartă, uite, vine. Și eu îl văd pe hartă, e pe undeva pe... Poți să-ți arunci un C4 în sus, aveți grijă. E pe aici. Uite, uite, uite. De așa îl văd. Săriți pe el dacă îl vedeți. Aha. M-au luat și pe mine, cum? A, sunt doi aici, să știți. Sunt doi? Da. Bă, m-a luat și pe mine același. Da, am tras un pic în el. Problema e că vine încoace și nu știu pe unde urcă. Stai așa că sunt eu pe afară. Oh. L-am luat. Oh, ce m-am speriat. Aruncă cu ceva încoace, aruncă cu... Mort. Bă, ar trebui să plecăm de aici, nu știu. De ce? Ești cel mai acoperit. Mai nu prea ești, că nu știu de unde să tragă cu sniperul, știi, asta e faza. Da, dar aici unde să faci cover, măcar. Vedeți că data trecută am încercat să arunce cu ceva sifon în sus. Da, bravo, frate. Eu am pus stradă în partea aia. Încă un minut, încă un minut, hai. E intensă misiune, dar aruncați și voi cu ceva C4 spre ei. Stai. Proximity mine. Am dat un C4 aici, să nu vă apropiați de zona aia. Lol. Ai rezervat toate mașinile. Nu, e problema. Ah, e pe acoperișul celălalt. Fuck. Pe care? Sus, deasupra, pe clădirea de lângă noi. Aia cu scări? Da. A ajuns acolo sus? Da. Uită-l. Vezi că trage mine. Stai acolo cu capul la cutie. Cum s-a urcat ăla acolo? Știu. Dar cum mă nimerește el pe mine și eu nu nimeresc pe el? Asta vreau să știu. Mai e unul pe laterală. Sunt acolo, amândoi, că nu l-au omorât. Nu, mai e unul pe laterală celălaltă. Sifon. Că dacă îmi dau la o rachetă aici. Trage cu C4 ăla. Am murit. Aha. Am murit și pe mine. Rămâi acolo, rămâi acolo. Am omorât eu pe ăla cu C4 de jos, aruncat da, C4 de jos. Mă duc să mor peste el, frate, bag mortul în casă, nu-mi pas. Dacă mă nimerește cu C4 aici, sunt mort. Tu nu-l iei pe Max, te rog frumos. Du-te mă după el. Acum, frate. Eu n-am voie să mor, știi, pentru că pierde misiunea practic. Bă, ăsta vine încoace. Și mă duc după el. Uite-l. Bă, mi-a dat... Gata, îl văd. Ăștia vin încoace, frate. S-a scos de pe hartă. Iar încă cu C4. Unde ești, mă? Uite-l. Gata, am făcut misiunea. Winner. Gata, am făcut misiunea, am primit banii și tot ce trebuie. Flashcă. Bun, bravo, băieți. Bine așa. Ce de bani, bă, ce de bani. Da, 25.000 pe misiunea asta. Dacă ăștia nu o să ne mai lasă în pace. Știu, dar hai să ne luăm de ei. Na, ce-i să faci? Mi-a merg așa. Organizația infinit. Nici măcar nu am scos armele. Crima, infinite crime. Crima infinită. Hai că am luat o mașină, veniți încoace. Urcăm toți? Bă, mașina mea încă mai e, cică. Mai e unde? Ca mea a bubuit. Bă, dar de ce n-a închis asta ușa, mă? Stai să văd, că eu... What the fuck, mi-a dat snipe. Te-a dat snipe? Da. Dă-l pe Max. Ai, din spate. Pisică, dă-l pe Max. Te duce în apă. Bă, dar asta nu te dă jos. Băi, ești nebun, nu te-ai dus în apă. Cum nu s-a întors mașina? Nu știu, a rămas cu volanul întors, așa, dar... Vedeți că, uite, ăla e încă pe plajă. Ăla stă și trage noi, încă nu știu ce rost, dar... Cred că nu știe că s-a terminat misiunea? Ba știe, dar e ofticat-o, că am făcut misiunea și n-a reușit să ne... Băi, am făcut tankul pe aici, știți voi. What? Insurgent, băieți? Insurgent sau tank? E diferență. Mă, ce aveți? Fiecare ce are. Adică insurgent, adică ne luăm insurgentul? Dar unde vezi sub tank? Păi știu că tu le-ai pe toate.
Unde vezi tank? Lasă-mă. Aoleu. Nu mă, dacă ne luăm noi 10. Trebuie să fiu pe șosea, pe stradă. Am, că am bază. E un tank la aeroport, cât adevărat. Dar e alb în care. Asta e bine? Asta e bine, bă, mecanic? Nu zici eu să mă pitesc acolo, dar pisici. Nu te știu unde, mi-a dat elicopterul ăsta. În copaci. Bă. În copaci. Vă urcați? Get to the chapa. Nu. Eu sunt pe jos, eu sunt pisica asasină de pe jos. Nu vii încoace? Plec? Pleacă. Ok. Tu ești de sus, eu sunt de jos. E, deși așa. E insurgentul. Îi atacăm pe băieți. Hai să văd, unde-i tankul ăla de ziceați voi? Tankul e undeva pe la aeroport. Da, îl văd, dar ce cu el? Hai să mergem la să vedem. Hai să vedem care-i treaba, care-i șmecheria, zic. A, bă, bune, care-i faza? Merge pe autostradă. Cred că se distrează și omul, și-a luat și el un tank și... Să bate cel pe acolo pe autostradă și venim noi așa. Stai. Mă, este... pisica trebuie să ocolească. Dacă ți-ai luat tank, clar nu ești friendly. Adică... Da, așa e. Cine și-a tank să stea degeaba? Da. Hmm. Atunci nici noi nu suntem. Iar merge bine GTA-ul. Nu-ți merge bine GTA-ul? Nu, ai că FPS-ul e bun, dar îmi face texture popping. Ah. Mă, deci au făcut ăștia un update la Rockstar Social de o săptămână. Și eu și pisica avem mici probleme, după cum vedeți. Și nu știu... Sus. Da, oamenii zic că e de la calculatorul meu, mă. Nu e, că și eu și pisica avem aceeași problemă. Știi care e faza? Îmi zic, cumpără și tu alt calculator, că ăsta e praf. De calculatorul lui Max, care s-a jucat el GTA prima și prima oară, în pana mea. Am jucat toată seria de GTA pe el, de single player. Pe calculatorul. Și înainte, pe... numai pe ăsta am filmat, calculatorul pe care îl are ea acum, știi? Și oamenii nu știu, adică n-am... Ai oamenii, ți-am zis doi oameni. Ai doi, știi tu doi. Bă, ăla s-a băgat sub pot pentru că știe că... Știe că tragi... Știi tragi în elicopterele de poliție. Păi se face loc, pe ce face? E unul în spatele nostru. Face loc. Se face loc. Ai nimerit? Nu știu. Bă, frate, ce greu. Dacă cobor, mă ia, știi? Dacă cobor, te ia, știu. Și eu mă vreau să mă duc în spatele lui, când nu e pe fază și BAM! Niște grenăzi. Trebuie să mă duc cu C4 pe el. Nu mă duc cu C4, mă duc cu grenăzi, că... Ia uite! Oh, lui era să mor. A tras în pod, ai văzut? Da, am văzut. Tras în pod. A încercat, da, e... Omul e prietenă. Hai să lăsăm pace. Da, săracul s-a paricadat acolo. Păi m-a văzut că vin cu elicopterul ăla, știi? What? Bă, hai să vedem. Mai avem posibilitatea să mai facem niște misiuni. Nu trage, ăsta ești nebun? Sau ba da, trage. Hai. Mai avem posibilitatea să mai facem niște misiuni de VIP. Vreți să să scap de poliție? Bă, eu am murit. Pe mine nu are ce să fac. M-am bătut cu tipul ăsta, dar a câștigat el. O lăsăm în pace, n-avem treabă cu el. VIP abilities, bribe authorities. Pe VIP abilities. Ghost organization. Și am dispărut de pe hartă. Acum să vin să te iau pisica, da? Stai să văd dacă poate să-mi aducă o mașină mecanicul. Nu, hai să te iau. Hai, vină și ia, mă. Sunt la o benzinărie aici, foarte șmecheroasă. Ar trebui să fim invizibili, să nu mai fim pe hartă, dar faza e că e ăla cu tankul acolo. Vine ăla aici. Păi asta e faza. Eu zic să pleci de acolo, că n-am cum să aterizez. Hai, gata, Barosane, lasă-mă, am vrut să mă bat un pic cu tine. Ce dubios se vede în first person elicopter. Și parbriz ăsta sper. Pisică. Bă, e tankul lângă tine, adică... Știu. Păi fă ceva. Pleacă, tank, pleacă! Nu, pe bune, că n-am cum să te iau. Pleacă că am treabă, tank. El nu te vede, nu știe că ești acolo, că n-ai punctul acolo. Ești pe... jos acolo în apă. Să cobor în apă, bine. Da. Că vine repede și nu ne vede. Și acum, bum. Și acum, bum. Taci din curând. Te aștept. Hai, repede. Repede. Hai, intră, ce faci? Da, fac animație. Gata, hai. Vezi că e pudul. Așa. Tipul ăsta se distrează aici cu poliția, adică bă, el n-are nimic. N-are treabă, știi? Bă, mi-a luat și o tank, vreau și să-l testez, știi? Să-l testez, da. Să-l testez pe ăștia, nu vreau să stric jocul. Ok, și avem așa. Nu e neapărat să strigi jocul că te distrezi cu un tank. Da, știu. Stai puțin, VIP work. Ce avem aici? Executive deathmatch, this VIP work can us... ca să te omor cu alți VIP, dar nu sunt alții. Da. Asset recovery sau hostile takeover. Hai să facem un hostile takeover la LSIA. Nu știu ce e LSIA asta.
Los Santos Airport. A, e lângă noi aici? Da. E bine. Mm-hmm. Retrieve the briefcase. Bă, da, erau niște misiuni în care trebuia să iei un tank, frate. Ăla e host, ăla e asset recovery, oare? Da, cred că ăla e. Faza e că la asset recovery poți să-ți dea și mașini. Și ai văzut și tu că la mașini când le iei, frate, eu nu mai fac misiunile alea. Deci când le iei și vin 7 milioane de mașini poziții pe tine și te mai opresc, da, și aia de pe server. Și dacă ți le bubuie, gata, s-a dus misiunea, știi? S-a dus, dar încă da, timp, știi? Și nu poți să dai... Riding-ul 400 și riding-ul players încă 100. Mamă. Primești experiență doar că te plimbi, nu? Da. Cine ia bă, pizza? Acum, cine ia pizza de aici? Acum cu pizza asta ar trebui să facem o șmecherie, da? Toc. Fiți atenți la mișcarea asta. Au, vânscă-ți băieți. Băieți răi. Oh my god. V-a plăcut? Da, dar sunt mai mulți pe sub. Oh my god. Ieșiți, 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 ieșiți. Ieșiți repede. Nu, 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 lăsați pisica în pace. Hai repede în Titan. Titanul. Ați luat briefcase-ul? Da, l-am... Mamă. A bubuit ăla, mă? Da. A bubuit tot. Oh my tot. God, frate, ești... Oh my god. Acum... Ne dă aici, ne dă aici. Da, ne dă aici, dar o să fie greu. Vreau să iau Titanul și ia să va, fug. Ia va, haide, cu grenada în guriță. Ii dăm un polițist. Vrem o mașină. Da, pe asta fac și eu, omor poliție, deci. Da. Bă, mai e un Titan acolo, deci dacă luăm briefcase-ul, fugim cu Titanul ăla repede, dar nu știu, frate, cum a explodat ăla. Damage-ul de la helicopterul tău, că a explodat ăla în spate și pe a explodat și ăla, unul după altul. Ok, stai. Cineva să pregătească Titanul, intrați în el, că vin cu briefcase-ul. Acum, 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 le-am... Da. Bă, dar Titanul ăsta blochează briefcase-ul, voi știți? A, l-am luat, l-am luat! Mamă. Hai, repede! O guriță mai am la viață, o guriță. Hai, 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 hai. Sunt acolo, sunt acolo. Am murit. Mă, nu înțeleg. Da, am murit. Ai murit? Bă, poți trage mine voi? Și o să mor. Eu nu pot să-mi activez armele sau ceva, să pot să trag la gemuți, dar... Hai că plec. Aoleu, sunt aici, jos de tot. Am găsit un avion de la mic eu. O, nu, intră mine asta cu elicopterul. Nu intră, nu intră. Și mergi sus de tot ca să nu te mai poate scăpăm și de poliție. Holy fuck, ce misiune. Te-am fugit cu Titanul cu tot, doamne. Bă, voi trebuie să scăpați și voi acum. Păi eu sunt cu tine, mă. A, pisica aici? Da, da, e de sub, la burtică. Da, unde? A. E la burtică. Era mișto dacă puteai să lași asta jos, să-l bagi pe Mihai, știi? Hai, Mihai, repede. Super VIP, VIP abilities, n-am cum să dau bribe authorities. Aproape decolase. Mamă, cât de greu, cât de lent e avionul ăsta. Știu. Până punește motorul, până decolează. Și asta e că îți tragi în geamul ăla, știi, și te dă jos. Da, și place să faci. Mă, cât de jos. Noi ce, deliver to the drop off, deci drept înainte și în... Ah, ok. Cred că e casa aia. Că te poate asasina playerii de pe aici. Te poate asasina playerii? Da, dacă... am greșit, oată. După aia mi-am dat seama. Că le apare și lor. Bă, uite-te câți playeri sunt pe lângă noi, deci dacă ne luăm un AG-ul în cap acum. Da, dar cred că auzi. Și bineînțeles că auzi, ești cu greu. Auzi, dar n-ai cum să faci nimic. Știu. Și ce am impresia că mai sunt. Ce bază am făcut. Am decolat și eu cu un Titan. A venit un elicopter foarte rapid pe lângă mine și l-am atins cu aripa în coadă și s-a prăbușit în pământ. Bă, am impresia că mai sunt mai sunt alți VIP pe server? No. Doar noi suntem. Doar noi suntem, dar... Că mă gândeam că dacă mai sunt aia, sigur veneau după noi să ne oprească, da, așa. Dar tipii ei au ieșit, nu? Aia de neau... Nu știu, oricum sunt destul de mulți pe serverul ăsta. Da. Suficienți încât să vină să ne oprească, dar... Bă, îmi plac misiunile astea. Da, lasă pe mă cu tancul. Ce-i fan despre misiunile astea e faptul că nu trebuie să ieși de pe sesiune. Nu trebuie să stai în loading-uri, nu trebuie să faci chestii de genul ăsta, știi? Se vede. Tu poți vezi... să dai misiunea și joci pe același server. Da, se vede și pe când. Acum, Max? Ia uite-te, suntem deasupra norilor. Ei, aici o să trebuiască să ne aruncăm cu parașuta. Faza e că o să mai zbor puțin. Nu, o să mai zbor puțin ca să scăpăm de poliție. Și abia după aia ne aruncăm cu parașutele. Ne omoară. Ăștia habar n-am unde suntem noi, uite că îi văd cu elicopterele pe jos, dar habar n-am unde suntem. Și eu mai am un pic și cad poliție. Oh, nu mă cum să mă vadă ăia de jos, e clar. Dar și că deprinde iarăși momentul în care se prăbușește acest avion. Pe bune? Da. Gata. Da, depinde.
Dacă e vreun polițist, unde se prăbușește la sală? Dar tot timpul sunt polițiști, mă. Și aici e un drop-off undeva. Da, la e la operă. Mamă, îți dai seama ce se zace. Ne aruncăm, pisica, ne aruncăm. Da. Uhu! Vă văd! Oh, cât de genial! Intr-o voi! Hai, acum... Oh, nu, Mihai, uite-l! Bă, de ce te-ai aruncat și mie nu mi-ai zis? Am zis, dar dacă n-asculti... Păi cine să te asculte? Păi am zis, ne aruncăm, poți să trăiesc pe video. Ia uitați titanul. Și uite-mă cum face flipul ăla lui Mihai. Oh, să ducem bot. Da, văd. A meu tot zboară, deci nu știu cum să zic, a meu nu se duce în bot. Îl trebuie pe pilot automat. Da, acum abia. Nici mișto se vede la meu, se duce. Îl văd, se duce în clădire. Hop, s-a oprit. S-a oprit în... Oh, what the fuck. S-a oprit în aer. Văd. Ce bug. Dar poliția e încă aici, pe cine mai prinde poliția? Pe mine nu. Bă, s-a oprit avionul lui Mihai în aer. Da, am văzut și eu. E un elicopter pe aici. Care încă nu m-a văzut. Uite-te la pisica. Eu care mă așteptam la o explozie, știi, zic, boom. Da, și eu, și eu. Nu, acolo stă. Ah, ba nu, merge, își dă drum acum. A avut delay. Da. Am aterizat pe scenă. Hai, acum sper să nu mor. Like a rockstar. Dacă mor, îmi luați voi briefcase-ul. Ah, mă dau cu cap de perete. Nu. Nu da prea tare. Sunt bine. Iii, bun așa. Nu. Ia-te pe pisica, oh, plusc. N-am murit. Așa, băieți. Și am căzut un pic, dar suficient. Hai că ducem acum și facem și misiunea asta. Bă, scoți destul de mulți bani din VIP, adică uite, 17.000 misiunea asta. Aproape în media. Da, și aproape am făcut levelul 68, acum și 70 și eu și la 70 am impresia că pot să-mi iau tank. Da. Oh, la 70 îmi iau tank, clar. Bun. Telefon. Da, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Bam! Bam!